Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la Dialog! Și în această seară avem posibilitatea să discutăm teme interesante și să vă ținem timp de 25 de minute alături de noi. Sunt convinsă că și aseară ați apreciat emisiunea noastră și că ați avut multe de înțeles și ați meditat la cele spuse. În această seară vreau să vă mărturisesc că sunt și emoționată, dar și fericită în același timp, pentru că a trecut cam o lună jumătate de când tot vin la emisiunile noastre și tot ne onorează cu experiența lor de viață și m-am gândit că în această seară ar fi momentul să facem cunoștință cu una din invitatele mele preferate, între ghilimele, și nu mai stau mult că vreau să-i spun bun venit. Bun venit, Andreea! Bună seara, Bianca, și bună seara tuturor celor care ne privesc! Cam cât timp a trecut de când vii la Dialog? Păi cred că am început în octombrie, nu? Da. Da, mai mult de o lună. O lună, da, începe să fie două aproape. Începe să fie două. Da, trece timpul. Și pot să spun că deja publicul s-a familiarizat cu tine și cu Adrian, dar în această seară am zis să fim numai între fete, pentru că da. Aseară le-am spus telespectatorilor mei că vor avea parte de o săptămână numai între fete la Dialog. Andreea, în această seară vreau să facem cunoștință cu tine, pentru că vreau să aflu mai multe despre tine și despre cum ai ajuns tu să vorbești atât de frumos despre Dumnezeu. Vreau să aflu dacă așa a fost dintotdeauna sau s-au întâmplat anumite lucruri în viața ta care te-au adus aici. Da, mereu în viață suntem puși în anumite situații și Dumnezeu ne creionează destinul atât de frumos încât ajungi să iei anumite decizii, să reacționezi în anumite situații, să te apropii mai mult de El. Acum depinde, unele persoane pot trece prin acelea situații și să se depărteze de Dumnezeu, da, sau să se apropie de El. Eu nu pot să spun că din familie nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, pentru că în familia mea chiar se discuta despre Dumnezeu, bunica mea și mama mea sunt credincioase, mereu mergeam la biserică și mi-au inspirat această relație cu Dumnezeu. Țin minte că în fiecare seară bunica mea spunea: v-ați rugat, mici străi mele, să vă rugați în fiecare seară. Adică ne-a trezit puțin spiritul acesta de rugăciune, de relație cu Dumnezeu, nu că suntem așa haihui pe acest pământ și nu avem un Dumnezeu care ne păzește. Exact. Știam că există cineva care ne-a creat, un Dumnezeu care ne iubește și cu care trebuie să fim conectați. Doar că nu pot spune că am avut acea relație strânsă cu Dumnezeu, să știu că dacă fac lucrurile acestea, El va fi nemulțumit sau... Pur și simplu eram o tânără care se distra cu cei din jur. Dar cu teamă de Dumnezeu. Da, adică aveam cunoștința de Dumnezeu și nu pot spune că trăiam fără această concepție și fără acest gând. Tu de unde ești? Unde ai crescut? Da, eu sunt departe de București, nici foarte departe, dar nici prea aproape, din Vrancea. N-am trăit la oraș, am trăit la țară, comuna Câmpuri se numește. E foarte aproape de Soveja, dacă cei care ne privesc cunosc zona. Numai că acum a fost o stațiune celebră, ca să pot, dacă pot să spun așa, pe vremea lui Ceaușescu, numai că acum nu s-a mai ocupat nimeni de ea, cu toate că e atât de bogată din punct de vedere natural și atât de frumoasă, și tu știi că ai fost. Știu foarte bine, da. Și am fost încântată de priveliștea de acolo. Da, e o zonă frumoasă, liniștită, foarte diferită de aglomerația de la București, adică e total diferit, de aceea nici nu-mi doresc să stau în București, doar dacă chiar e nevoie. Și zona aceea m-a condus așa spre o viață mai liniștită, nu tumultoasă, fără dorințe prea mari și de care să mă depărteze de Dumnezeu. Am fost cât de cât o persoană liniștită. Nu am avut, toate că îmi place foarte mult să socializez și să vorbesc, după cum poate observat mulți. Da. Totuși sunt timidă în foarte multe circumstanțe și știți că cu toate că mi-ai spus în diferite ocazii. Cu cei care sunt aproape de mine vorbesc, sunt extrovertită, îmi place să comunic, îmi place să spun ce gândesc, dar în anumite cadre, mai ales persoane pe care nu le cunosc la început, sunt puțin mai reticentă, mai liniștită, nu mi-e dau frâu așa de ușor. Și totuși ai crescut și unde te-ai dus la facultate? Am venit în București la facultate. Liceul l-am făcut în Focșani, la un oraș cam la 70 km de comuna unde am crescut. Și stăteam, adică încă dacă te gândești, liceul începe la 16 ani, ca să spun așa, 14.
Și l-am făcut în Focșani. În timpul săptămânii stăteam mereu acolo, adică nu făceam naveta. Unii mai poate fac naveta de la de unde locuiesc în orașul unde fac liceul, dar eu am locuit acolo și mă duceam doar un weekend acasă. Și a fost așa greu, mai ales că eu nu cunoșteam deloc orașul, cu toate că era cel mai mare oraș de lângă comuna mea, dar ne duceam o dată de două ori pe an, când aveam nevoie de haine, să ne cumpărăm, să ne pregătim pentru iarnă sau pentru vară. Și cam atât, nu am fost pe acolo, trebuie să iei ca să ajungi acolo sau nu am cunoscut orașul. Da. Și a fost primul an de liceu, a fost un joc pentru mine. Mai ales că am stat și într-o zonă cam periculoasă, pe lângă gara. Știm că pe unde e gara e și... Da, peste tot, cred că în toate locurile din lume. Exact, da. Și a fost puțin cam greu până m-am acomodat, până am învățat, dar asta m-a ajutat foarte mult în viață, pentru că mi-am dezvoltat spiritul ăsta de organizare și de orientare în spațiu. Adică din prima îmi dau seama pe unde trebuie să iau, nu mai am trecut de 10.000 de ori pe acolo, dar nu mai țin minte. Adică m-a ajutat și mi-am luat puțin inima în dinți și m-a maturizat cât de cât această experiență. Și când am venit la București, am avut puțină teamă, pentru că nu știu dacă pot să număr pe degetele la o mână de câte ori am fost la București până am venit la facultate. Dar tot așa, m-am învățat foarte ușor, pentru că aveam deja o experiență anterioară cu orientarea, cu un loc nou și a fost destul de bine. M-am integrat bine, dar nu vreau să mă integrez definitiv. Asta știu, vrei totuși să rămâi orientată către câmpuri, că tu vrei să te întorci acolo. Da. Andreea, ce s-a întâmplat în viața ta spirituală la un moment dat? S-a produs o schimbare? Povestește-mi un pic cum a fost trecerea. Da, orice schimbare faci în viață este greu și poate avea circumstanțe destul de grave sau poți fi pus în situații nu prea plăcute, căruia nici unei persoane nu i-ar face plăcere, dar eu consider și am văzut că Dumnezeu a avut un plan cu mine și în care și faptul că a insistat atât de mult și a ținut de mine, pentru că probabil a găsit ceva în mine și avea acea speranță pe care el o dorește în copiii săi. Și cu toate că am avut șovăieli, am avut întrebări, nu știam dacă este bine așa sau trebuie să fac o schimbare sau pot pur și simplu să cred în Dumnezeu, să citesc din Biblie, dar să ies să mă distrez cu prietenii și să fac lucruri care poate nu sunt corecte. Sau am o viață tipică adolescentină, dar a durat puțin perioada asta în care am stat cu un picior către Dumnezeu, cu unul către lume, pentru că au fost anumite situații și anumite persoane cu care am comunicat, care mi-au explicat mai multe lucruri despre Dumnezeu și despre cum trebuie să fie un copil al lui, pentru că noi avem o concepție greșită în societate, pentru că toți ne numim creștini, suntem o țară creștină majoritară. Dar cât de mulți știu ce zice Biblia, cât de mulți știu care, dacă este bine să fumezi, dacă e bine să bei, dacă e bine să duci în cluburi sau să-ți petreci timpul aiurea. Și asta m-a trezit puțin și mi-am dat seama că, măi, nu prea e bine. Și foarte multe lucruri pe care le făceam. Și faptul că stai la bârfă cu colegii și vorbești pe ăla, pe celălalt, Dumnezeu este foarte clar în privința asta. Cum vei judeca, așa, cum veți judeca pe alții, vei fi și tu judecat. Și Dumnezeu vrea să aibă persoane care să fie diferite, persoane care să aibă un standard în societate și să nu se contopească cu cei din jur. Și Dumnezeu m-a luminat și pe parcurs ce am citit Biblia, pentru că ăsta e un pas important atunci când vrei să-L descoperi pe Dumnezeu, că unde găsim voia lui Dumnezeu și sfaturile lui și faptul cum noi trebuie să fim în viața noastră, în Biblie. Și acolo găseam atât, deci o citeam așa cu o poftă, era foarte interesantă. La un moment dat, da, citeam capitole întregi, e foarte frumoasă Biblia și chiar dacă o citești ca o poveste, tot îți intră ceva în cap și tot vezi acolo atât de frumos îmbinate povestiri, sfaturi, viața Domnului Iisus, care este centrul Sfintei Scripturi. Și ușor, ușor, nu poți zice că am făcut o schimbare bruscă, ci a fost o schimbare grea. Treptată. Treptată, pentru că nu ai cum să faci o schimbare radicală dintr-o dată, fără să știi exact ce vrea Dumnezeu de la tine și fără să lași ușor, că ești luminat pe parcurs. Și așa m-a luminat și pe mine Dumnezeu pe parcurs și am înțeles foarte multe lucruri din cuvântul Său și mi-a dat puterea de a face aceste schimbări, pentru că altfel n-ai cum. Te întrerup un pic. Ai spus adineaori că ai citit cu mare ardoare Biblia și că ți-a plăcut, ai fost
fascinată. Mulți spun că Biblia este grea și plictisitoare și că o lasă acolo pe raft, se pune praful pe ea, da, mai pun cărți deasupra, pune un calendar, mai pune ceva din casă și uită de ea. Și totuși tu, cu lumina în ochi, spui că ai fost captivată de Biblie. Crezi că contează și atitudinea cititorului atunci când deschide Biblia? Da, toți avem tendința asta de a avea prejudecăți. Uh-huh. Și ar trebui să ne înlăturăm cu orice persoană vorbim. Chiar mă gândeam astăzi și mereu mă gândesc că poate eu judec persoana de lângă mine cu ochii lumei și cu ochii mei pe care îi văd că poate face lucrul ăla și în ochii mei persoana asta chiar n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Uh-huh. Dar Dumnezeu privește altfel și în ochii lui Dumnezeu vedem cât de importanți suntem și El se uită la inima noastră, nu la aspectul exterior. Pentru că noi avem posibilitatea de a cunoaște oameni, dar nu atât de puternic când să știm chiar ce e cu ei și dacă sunt plăcuți lui Dumnezeu sau nu. Și de aceea prejudecățile trebuie să le eliminăm atât în relația noastră cu ceilalți, cât și în orice alt subiect, pentru că nu știi de unde poate apărea ceva care să te lumineze în viață, ceva care să-ți deschidă o poartă, să te ajute. Și așa e și cu Biblia. Dacă avem prejudecata că e vorba în popor, crede și nu cerceta. Uh-huh. Păi poți să cauți în toată Biblia și nu găsești așa ceva, din contră. Cerceta scripturile că-ți, acolo vezi găsi viața veșnică și ele vorbesc despre Domnul Iisus. Și aici e problema, pentru că toți au concepția asta că nu trebuie să citim Biblia, Biblia este sigilată, poate să citească doar cei care au o relație foarte strânsă cu Dumnezeu, conducătorii bisericii în general, dar nu este adevărat. Biblia a fost dată pentru fiecare om în parte și ce e frumos la ea că de atâția ani, de atâția mii de ani este în lumea noastră, în societatea noastră și nu pot spune o persoană care s-a plictisit de ea. Mereu are continuitate. Biblia nu este o carte pentru anii nu știu care sau pentru mileniu respectiv. Pentru generația X. Exact. Da. Asta e farmecul Bibliei. Oricât de mult ai citit-o, poți să o repezi de zeci de mii de ori, mereu înțelegi altceva. Pentru că acolo nu e o carte scrisă de mine, de tine sau de o pană omenească. Este un roman de dragoste. Exact. Este inspirația lui Dumnezeu, pentru că nu a fost scrisă de oameni care pur și simplu au vrut și scrie ceva despre Dumnezeu, ci a fost inspirată și scrisă chiar de Duhul Sfânt, pentru că se vede amprenta lui Dumnezeu și faptul cât de frumos este ea îmbinată, conturată și cum se leagă toate, pentru că dacă pui ceva straniu în Biblie care nu se leagă cu acel context, îți dai seama imediat că nu este sub inspirația Duhului Sfânt și că nu are legătură cu acel context. De aceea, cei care au această concepție greșită, pentru că într-adevăr este greșită, de a nu citi Biblia, îi rog să încerce. Și ca o provocare, țin minte chiar o povestioară, era un cerșetor și cerea mereu bani și cerea și la un moment dat vine cineva cu o Biblie și uite, ia Biblia asta, citește-o și o să vezi că o să ai tot ce vrei tu, o să ai pâine, o să ai... Și a luat Biblia, apoi a doua zi se întâlnește cu respectivul care i-a înmânat-o și el întreabă, ai citit Biblia? Da, am citit, dar degeaba, tot flămând sunt, tot. Se întâlnește zile la rând și da, n-am citit, dar nu, tot nu mi-a oferit ce am eu nevoie. Am nevoie și eu de bani. Și apoi a luat Biblia și a deschis fiecare pagină, avea câte un ban, știi? Adică, și asta e că el, dacă cu adevărat o citea, avea și bani necesar pentru... Dar asta e, mulți dintre noi o lăsăm, cum ai spus tu, pe un rapt, se pune praful pe ea și atât. E greșit. Sper ca fiecare să aibă măcar curiozitatea să vadă ce spune acolo, dacă e ceva bun sau dacă e ceva rău, pentru că atunci când te îndeamnă la ceva rău, bineînțeles că nu faci, dar dacă e ceva bun, de ce să nu faci? Nu te afectează cu nimic în negativ. Au fost momente în viața ta, în trecutul tău, când ți-a fost greu să rămâi alături de Dumnezeu? Da, sunt mereu situații și în familie, și în societate, și cu prietenii, când tu faci o schimbare și ești diferit, efectiv ești diferit față de ceilalți, apare o prăpastie pe care nu poți trece. Te afunzi dacă încerci să te duci înapoi. Și cei care doresc să facă schimbări în viață și cei care doresc să-L urmeze pe Dumnezeu, știm că au de suferit, pentru că însuși Domnul Iisus are de suferit. Și prin experiența Lui am primit putere, pentru că dacă însuși Fiul Omului a fost batjocorit și dat la o parte de oameni, cu atât mai puțin noi, adică noi nu suferim nici 1% din câte a suferit El pentru noi. Și faptul că treci prin situații grele te și întărește în legătura ta spirituală cu Dumnezeu, pentru că atunci când ne rugăm cel mai mult? Asta este, atunci când suntem în nevoie și în durere, din păcate. Și
bineînțeles, atunci când ești, mai ales când ești la început, când vrei să cunoști mai bine voia lui Dumnezeu, îți cauți refugiu atât de adânc de El și dacă e singură creangă, tot te ții strâns de ea până când te ridică. Și așa am făcut și eu, am mereu, cu cât erau situațiile mai grele, cu atât studiam mai mult, cu atât îmi doream să aflu mai mult, să văd, măi, dacă eu sunt greșită, dacă e ceva greșit la mine. Și din contră, aveam schimbări în bine, adică nu făceam lucruri rele, nu mă luam de cei din jurul meu, lăsam de la mine, îndepărtasem lucruri care în București sunt foarte mari ispite pentru tineri din ziua de azi și am putut să fac față cu brio la ele și să nu mă avânt în această lume care până la urmă duce la degradare atât fizică cât și spirituală. Și cu toate că aveam roade bune în jurul meu, adică făceam lucruri bune, aveam împotrivire. Dar Dumnezeu m-a întărit și mă bucur că acum este totul bine și pot să am această putere în fața ispitelor. Cu toți avem lupte, încă mai am și eu lupte și vom avea până la sfârșit. Da. Dar cel puțin când vezi că ai biruit un păcat care te măcina sau când vezi că poți să faci față în anumite situații care poate sunt grele și să te duci într-un loc cu mai mulți și știi că acolo nu se fac lucruri bune, dar sunt colegii tăi sau prietenii tăi sau tot felul de situații. Dar e important să te ții tare pe ceea ce crezi și Dumnezeu te întărește și îți oferă atât de multe binecuvântări pe lângă ceea ce ai de fapt, încât rămâi șocat la un moment dat, cât de frumos te conduce și cât de frumos îți dă situații înaintea ta și tu dacă te încrezi în El și faci ce spune El, prosperi, adică efectiv totul se înmulțește și înflorește ca o primăvară. Totul e frumos. Andreea, cred că ești o inspirație pentru cei ce te privesc în acest moment. La final de misiune vreau să te întreb, crezi că atunci când un copil al lui Dumnezeu are adevărul, poate să-l țină numai pentru el? Normal că nu. Atunci când iei o notă bună la școală, zici tuturor, vai, eu am luat nota aia sau am luat licență sau am ajuns la facultatea la care am vrut, împărtășești, pentru că noi oamenii nu suntem niște oameni sociali, de aceea și Adam a primit-o pe Eva, avea nevoie de un om lângă el și e în firea noastră să împărtășim lucruri bune, să împărtășim dorințele noastre și ceea ce ni se întâmplă frumos în viață și cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu și prin simplu fapt, dacă tu ai făcut o schimbare, exemplul tău vorbește, apoi purtarea ta vorbește, chiar Apostolul Pavel spune lui Timotei să fie o pildă în tot, în vorbire, în gândire, în purtare, în tot ceea ce faci să fie o pildă, pentru că asta e cea mai mare mărturie pentru cei din jurul tău și ori de câte ori ai posibilitatea să împărtășești cu ceilalți cât de frumos lucrează Dumnezeu în viața ta și cât de multe binecuvântări are, pentru că noi știm foarte puțin din câte ne-a pregătit Dumnezeu. Unii, din păcate, chiar nu au deloc cunoștința tuturor binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă copiilor săi și mai ales ce le-a pregătit. Le-a pregătit ceva veșnic, ceva superb. Adică nu vedem pe... cu toate mă gândesc, de multe ori treci, mergi prin anumite locuri frumoase și, mamă, cât de frumos e pe pământ. Da. Dacă pe pământ sunt locuri frumoase, dar în cer unde e doar perfecțiune. Adică Nu ne putem imagina cum. Exact, nu ne putem imagina, dar măcar să facem o comparație, să ne dăm seama că e ceva mult mai bun și e spre binele nostru. De ce să nu luptăm să avem acel ceva? Poate că lupta e grea pe moment, dar cu ajutorul lui Dumnezeu poți birui și poți trece peste anumite încercări și astfel vei avea parte de cel mai mare premiu pe care poate să-l aibă un om în viață, viața veșnică, unde ai parte de nemurire, eternitate și nu o eternitate dură și grea și plină de durere, ci o eternitate perfectă. Avem marele dar al veșniciei și mai ales avem speranța unui nou început. Da. Cred că cuvintele astea au spus tot și nu trebuie să ne mai lungim în discuții, pentru că sunt convinsă că cei de acasă au tras o concluzie importantă pentru ei și sperăm ca fiecare să îndrăznească la un moment dat în viață să facă o schimbare, așa cum tu ai făcut, așa cum eu am făcut, așa cum mulți au făcut. Exact. Andreea, îți mulțumesc și sper să descoperim multe lucruri bune lăsate de Dumnezeu pe pământ. Chiar mâine seară vom vorbi despre rugăciune și despre beneficiile pe care le aduce în viața omului. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. A fost o seară emoționantă, cum și aseară de altfel. Sperăm că la Dialog găsiți numai lucruri bune, lucruri prielnice pentru viața voastră și pentru creșterea voastră spirituală. Vă salutăm în această seară cu Alege Binele, întotdeauna și oricând. Vă salut, noapte bună, la revedere!